Direcția de asistență socială DEVA aduce la cunoștința persoanelor interesate demararea programului de preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, începând de astăzi, 1 noiembrie. Actele necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie, valoarea acestora și lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutoarelor pot fi consultate pe site-ul www.primăria.ro. deva.ro. Secțiunea Direcția de Asistență Socială, probleme tipizate, lămuriri sau se pot ridica de la sediul instituției. Persoanele care întâmpină dificultăți la completarea cererilor de acordare a ajutorului de încălzire pot solicita consiliere și sprijin Direcției de Asistență Socială DEVA la numerele de telefon 0723 230 106 0755 878 818 sau 0799 992 311 sau la sediul instituției situat pe strada Ile Caragiale numărul 4 de luni până joi între orele 8 și 16.30 sau vineri între orele 8 și 14. Crinela Buciuman, director executiv al Direcției de Asistență Socială DEVA, a prezentat categoria de persoane care poate beneficia de acest ajutor. Astăzi, 1 noiembrie, începe preluarea cererilor de ajutor de încălzire, pentru că de astăzi intră în vigoare noul act normativ, care aduce o serie de schimbări față de ordonanța 70/2011, care a fost abrogată. Pentru condiția esențială pentru a putea beneficia de ajutor de încălzire, se referă în primul rând la venit. Venitul trebuie să fie de 1386 de lei pe membru de familie, iar dacă sunteți persoană singură, de 2053 de lei. Și, bineînțeles, alături de condiția venitului mai sunt o serie de condiții, respectiv dovada deținerii locuinței pentru care se solicită ajutorul de încălzire. Și aici trebuie consultate prevederile legale, poate să fie proprietarul, poate să fie comodatarul, usufructuarul, dar pentru toate aceste condiții, bineînțeles, colegii noștri de la Direcția de Asistență Socială stau la dispoziția solicitanților să îndrume în completarea cererii. Tot de astăzi se acordă și suplimentele de energie pentru încălzire, cu specificația că pentru utilizatorii exclusivi ai curentului electric există unele prevederi aparte. Trebuie precizat faptul că pe lângă ajutorul de încălzire, noul act normativ mai prevede și suplimentul pentru energie. Dacă ajutorul de încălzire se acordă pe perioada strictă a sezonului rece, respectiv cele 5 luni, de precizat este faptul că suplimentul acesta pentru energie este un drept care se acordă pe tot parcursul anului și el poate să diferă în funcție de energia utilizată. Respectiv, pentru energie electrică poate să fie de 30 de lei pe lună, pentru gaze naturale de 10 lei pe lună, pentru consumul de energie termică în municipiul Deva nu mai este cazul, ar fi fost 10 lei, iar pentru combustibilul solid sau petrolier 20 de lei pe lună. În situația în care solicitanții au ca singură sursă de utilizat energia electrică, atunci suplimentul pentru energie este de 70 de lei. Cererile trebuie depuse personal, prin poștă sau la adresa de e-mail dasdeva@primariadeva.ro până în data de 20 noiembrie, iar cele care se vor depune ulterior acestei date vor fi onorate în luna următoare. Aș vrea să mai precizez, pentru ca toți solicitanții să aibă la cunoștință, faptul că pentru a putea beneficia de ajutor de încălzire pentru toată perioada sezonului rece, cererile trebuie depuse până în data de 20 a lunii, iar în cazul în care se primi prin poștă, data poștei să fie 20 noiembrie. Toate cererile care se vor depune după data de 20 noiembrie se vor analiza și dreptul va fi acordat începând cu luna următoare. Mai trebuie precizat că persoanele care se prezintă personal cu cererile pentru obținerea ajutorului de încălzire au obligația să respecte toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, precum și recomandările reprezentanților Direcției de Asistență Socială DEVA.